Salutare, prieteni! Astăzi, 11 octombrie, din nou pe Balta Suhaia. Este ora 17. Am ajuns de dimineață la 7:30-8. Și aș vrea să vă arăt încă o dată, mai ales că am câțiva din ăștia care au gura mare că pe canal de YouTube stai, domne, că nu se prinde pește, stai că nu e pește acolo, că nu știu ce. Cum dai la ce dai, că am fost și eu și n-am văzut un țac. Vreau să vă arăt din nou că încă se prinde pește. Uite, și la vecinul acolo, ia uite cum sare în juvenic. Și vă arăt ce am prins și eu în 12 ore, bineînțeles. De fapt, nici nu sunt 12 ore. Da, în 8 ore mai exact. Am pe vecinul acolo, face gălăgie mare peștele lui. Îmi deranjează peștii mei. Mă mai ală, uitați aici. Bine, nu vă mai spun ce bagă în ace, că ăla-i secretul meu. Mai ușor cu întrebările, la ce dai, cum dai. Că unii dintre voi mai aveți puțin să-mi spuneți să vă dau lansetele mele. Nu se poate. Știți și voi cum e. Să fim pescari și unele secrete rămân ale noastre. Dar vă arăt în 8 ore de pescuit, că mă pregătesc să plec acasă, ce am prins. Chiar îl scot să-l pun la scurs puțin. Haideți, șef, să vedem ce am prins. Imediat vă arăt și vouă ce am prins în 8 ore. Da. Oricum trebuie să-l punem puțin la scurs, ca să nu luăm toată apa cu noi. Bun. Ia uitați. Cum e? Balta Suhaia nu are pește. Uite, și caras, și niște crapi, sau ciortana, cum vreți să le spuneți voi. 2 kg, 3 kg, 1 kg jumate, și niște plătici. Deci una peste alta, satisfăcător. Ia uite, e de poză. Da? Vă pup și să aveți grijă de voi. Încă o dată, Balta Suhaia, data de 11. Trebuie să uitați-le acolo, le vedeți? Au făcut minuni.